Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am să vă citesc un text din Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 23. Spune așa: dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, du-te întâi, împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului și judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Am avut un coleg de fotbal și într-o zi l-am văzut grozav de tensionat. Și am ajuns la el din cauza că m-a chemat cineva acolo să încerc să vorbesc cu omul ăsta. Și omul ăsta îmi spunea în foarte multe necazuri că din pricină că m-am încurcat cu soția altui om. Și din vocea lui nu am înțeles că se simțea cu nimic vinovat de asta, dar era foarte presat din cauza că familia aceea acum îl urmărea pe el. Și l-am întrebat: cum de te-ai apucat să faci asta? Și mi-a spus: am dreptul să fac asta pentru că un alt coleg de fotbal de la noi din echipă s-a încurcat cu soția mea. Și când am aflat asta, atunci mi-am zis: dacă astea sunt regulile, și atunci și eu pot să fac ce a făcut el. Și rezultatul a fost un război interminabil de ani și de ani de zile între trei familii și biserici. El mă chema să discut cu el din cauza că careva îl urmărea pe el cu pistolul, iar el îl urmărea cu pistolul pe celălalt. Există greutăți care le facem unul altuia, greutăți care cu greu se șterg. Asta este sesiunea 12 din seria noastră Scriptura și Viața. În sesiunea precedentă v-am vorbit despre importanța unui cuget curat, a unei conștiințe curate. În sesiunea asta vreau să vă vorbesc despre o anumită aplicație a acestui important adevăr din Scriptură, căutarea unui cuget curat prin împăcare. Și să vă spun asta prin istoria unui om simplu, a unui om care a ajuns, exact cum v-am citit în textul din Matei, a ajuns la curtea de judecat. Dar mai înainte să vă povestesc ceva din pățania unui prieten al meu, un prieten bun al meu și al familiei mele. Am fost la el acasă cu poate o lună sau două. Am fost acolo pentru că mi s-au spus că erau foarte stresați și el și soția lui, oameni în vârstă. Stresați că nu pot să doarmă noaptea, i s-a ridicat diabetul, i s-a ridicat nivelul zahărului, are palpitații la inimă, probleme după probleme. Și a trebuit să duc nițică discuție, că nu reușeam să avem un dialog la început, exista așa un stres în familie. Și dintr-una într-alta, cumva am descoperit care era sursa. Vis-a-vis de el, acolo aproape în aceeași curte, gard în gard, avea un vecin și era un vecin destul de nou, de vreo un an și ceva se mutase acolo în casa aceea și avea conflicte cu vecinul. Vecinul nu îl respecta cum trebuie și anume aprindea lumina noaptea când pleca la serviciu că lucra de noapte și lumina îi venea lui în geam sau venea cu mașina prea aproape de gardul lui sau claxona sau a intrat cu mașina în noroi și apoi a mers pe drumeagul ăla care era între cele două case și omul, prietenului meu, nu-i plăcea noroiul. Lucruri de genul ăsta. A încercat cumva să-i zică nu știu ce vecinului, l-a repezit nițel, l-a repezit și el și era acum un fel de tensiune între ei și omului meu, prietenului meu, la faza asta îi se părea că orice se întâmplă de acum este un conflict între el și vecin. Întâmplări care alte ori nu le-ar fi văzut. Venea acasă și vecinul, fiind mai înalt, se vedea capul peste gard și îmi spunea: s-a strâmbat la mine.
Acum nu eram sigur dacă s-a strâmbat sau nu, dar în tensiunea aia, prietenul meu în vârstă vedea numai strâmbături acum. Și era atât de tensionat că nu putea dormi noaptea, îi se ducea sănătatea pe râpă văzând cu ochii. Și i-am spus în seara aceea, ai o alegere de făcut. Poți să te împaci cu vecinul sau poți să mergi la spital după ce vei avea un atac de inimă sau ceva de genul ăsta. Pentru că nu există o a treia soluție. Te împaci cu vecinul sau te vei duce într-adevăr la spital. Și i-am descris în culori destul de sumbre lucrurile astea. I-am zis, dumneata e o soție cum se cade și va avea grijă de dumneata toată viața, dar vei fi paralizat undeva, vei face un atac cerebral sau ceva și soția dumneitale îți va da cu paiul laptele să-l bei. Sau te împaci cu vecinul. Și a zis el, cum să mă împac cu vecinul? Și am zis, uite, soția dumneitale face așa o plăcintă cu mere bună. Eu știu ce plăcintă face mâine, îi va face o plăcintă de-asta românească cu mere și se va duce la vecin și îi va spune, noi suntem oameni credincioși și ne pare așa de rău că nu ne-am comportat așa cum se cuvine față de voi și uite, aș vrea să aveți plăcinta asta și să știți că noi doi ne vom ruga pentru familia voastră și pentru copilul vostru câteva cuvinte de-astea bune. În seara aia s-a decis că el cu soția va face lucrul ăsta. Și m-a sunat a doua zi și mi-a zis, am dormit așa de liniștit prima oară în luni de zile acum, era o plăcintă cu mere. Despre istoria asta poate vă mai spun ceva la urmă. De ce este așa important să învăț împăcare și reconciliere cu oamenii? Așa, cu Dumnezeu înțeleg, trebuie să mă împac cu Dumnezeu că-i datorez totul. Că Dumnezeu a jertfit pe Fiul Său pe cruce pentru păcatele mele, nu mi-a greșit cu nimic, eu am păcătuit împotriva Lui. Apoi, cu Dumnezeu nu mă pot lupta, trebuie să mă împac, că Dumnezeu e prea mare pentru mine. Și încerc cumva să-L împac pe Dumnezeu, cumva să-mi cer scuze, să mă ierte. Dar cu oamenii, ce nevoie am să mă împac? Na, l-am persecutat pe ăsta, l-am nedreptățit, l-am jegmănit, l-am jignit și de ce să mă împac? Vorba lui ăla, și altul mi-a stricat mie casa. Dacă nu-i place nevestei mele cum mă comport cu ea, trebuia să nu se căsătorească. Copiii se simt nedreptățiți, sau uitați, sau ignorați, să mă lase în pace. Fac și așa destui pentru ei și nu capăt prea multă recunoștință. Ar trebui să nu pretindă de la tatăl lor. Astea sunt cuvinte care le-am auzit de la numeroși părinți. Spune... Eu ar trebui să pretind de la copii, nu invers. Tatăl meu pretinde ceva de la mine, mama mea bătrână simte că sunt uitați amândoi undeva, ce tot îmi cer ei recunoștință? Nu știu că asta nu se face, să pretinzi recunoștință de la copii. Aud și una și alta, și de la cei în vârstă, și de la cei foarte tineri. Oamenii care nu vor să se împace. Cei ce nu cunosc pe Dumnezeu gândesc în mod curent în felul acesta și este normal să gândească așa. Când nu vezi cerul deasupra capului, tot ce vezi este mormanul de gunoi în care o multitudine de oameni caută să înghită cât mai mult și să tragă de la altul tot ce pot. Cam asta e perspectiva relațiilor oamenilor fără Dumnezeu. Dar tragedia este când cei ce se numesc creștini, cei ce poartă numele lui Hristos și pe cetea cerului, au aceeași gândire. Omul se gândește, omul care merge la biserică, dacă mă am bine cu Dumnezeu, nu este neapărat important să mă am bine cu oamenii. Dar Scriptura nu spune așa. Realitatea practică și de viață spune invers. Că dacă cu omul nu te ai cum se cuvine și dacă ai cugetul încărcat în relația ta cu un om, nu poți să ai relație bună cu Dumnezeu. De ce este nevoie să scapi de vinovăție față de om? Scriptura spune că Dumnezeu iartă și Dumnezeu uită. El Dumnezeu aruncă în marea uitării faptele noastre vechi. Problema este că omul are o ținere de minte mai mare decât a lui Dumnezeu. Omul nu uită. Scrie în Scriptură, cât stă în puterea voastră, trăiți în pace cu toți oamenii, adică faceți absolut tot ce este posibil, nu tot ce vreți,
ci tot ce este teoretic și practic posibil ca să fiți în relație de pace, de împăcare cu oamenii. Textul nostru spune ceva mai mult. Măcar că te duceai să te închini lui Dumnezeu, să duci un dar la altar, lasă darul baltă și du-te și împacă-te cu fratele tău. E foarte clar aici ce este mai important pentru Dumnezeu. Mai întâi omul, de lângă tine fratele tău, apoi relația cu Dumnezeu. Oare mintea noastră saturată de atâta religiozitate, de tradiții, de obiceiuri, oare mai putem înțelege adevărul ăsta? Câteodată nu vrem sau nu putem să ne împăcăm cu cei față de care am greșit sau cu cei care ne-au greșit din pricina vinovăției, amărăciunii și din pricina mândriei personale. Astea trei sunt un zid absolut de netrecut între noi și Dumnezeu. Din pricina asta, omul care trăiește cu vinovăție și amărăciune și mândrie simte după o vreme că nu mai are acces la Dumnezeu așa cum se cuvine. Că tot ce poate este apoi să se îngroape doar într-o lume de religiozitate. Cât de important este sfatul ăsta care ne-l dă Dumnezeu nouă, du-te și împacă-te cu fratele tău. Aici îți dai seama că poruncile acestea lui Hristos nu sunt piedici, ci sunt semne ajutătoare, sunt literalmente colace de salvare aruncate unuia care tocmai se neca. Câteodată nu știi bine cum ai ajuns așa cum ești, cum de îți este inima așa de grea, așa de tare, cum de ești așa de dur, insensibil la cei din jur și cum de nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Și atunci Hristos îți poate explica sau poate îți da un medicament. Medicamentul este un exercițiu al spiritului care te schimbă, te curăță de o travă și deodată începi să-L percepi, să-L simți din nou pe Dumnezeu aproape. Exercițiul ăsta este ascultare de poruncile lui Hristos. Du-te și împacă-te cu fratele tău. Miezul și scopul venirii lui Hristos între noi oamenii a fost acesta, împăcare. În 2 Corinteni, capitolul 5, scrie așa: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Și apoi ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vedeți de câte ori este menționat aici împăcarea. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, Dumnezeu în Hristos împacă lumea, nouă ne-a dat slujba împăcării, noi suntem trimiși acestei solii, împăcați-vă. Hristos a fost cel mai mare făcător de pace. El a venit ca să împace pe cei ce erau în cea mai formidabilă vrajbă, în cel mai mare conflict posibil, să împace două părți care erau despărțite la infinit, să împace un Dumnezeu sfânt și o omenire păcătoasă. Cum să împaci lucruri așa diferite? Toată munca și sângele lui Hristos au avut menirea asta să ne împace. Și apoi, pentru cei împăcați cu Dumnezeu, să facă din ei alți făcători de pace. Cum știi dacă ai ceva de rezolvat cu vreun om? Este cineva care te poate arăta cu degetul pe drept? Poate pe nedrept din punctul tău de vedere, dar să te arate cu degetul că i-ai greșit și niciodată nu ai reparat? Atunci știi că ai ceva de împăcat. Cum te împaci cu unul față de care ai greșit? Am să vă spun istoria aceea despre care v-am zis, o întâmplare adevărată dintr-o curte de judecată, undeva într-unul din statele din sudul Americii, Georgia sau Alabama undeva. Am să împletesc învățăturile despre împăcare prin toată povestea asta. Este experiența unuia dintre cei mai cunoscuți avocați din America, care și era și pastor în același timp. Îl chema Roger Magnuson, un om al lui Dumnezeu care a murit acum vreo 2 ani. Roger Magnuson ăsta tocmai dădea să plece de la curtea de judecată după ce terminase un proces, când a auzit ceva în sala vecină, a auzit voci.
și așa, parcă împins de Dumnezeu, deschide ușa și vede o priveliște obișnuită acolo. Erau mai mulți oameni care așteptau să le vină rândul la proces. Era o curte de judecată pentru procese mai mici. Privind peste ei, îl vede pe unul cu dosarul în mână, pe rândul din spate, dar era unul care nu avea avocat lângă el, ceva foarte neobișnuit. S-a gândit, ăsta o fi unul sărac sau unul cumva inconștient, care nu-și dă seama că are nevoie de avocat. Și atunci așa a împins așa un pic de mărinimia inimii, s-a dus la el și i-a spus, eu sunt cu tare și cu tare și parcă simt că dumneata avea nevoie de avocat. Eu aș vrea să-ți ofer serviciile mele absolut gratis în seara asta. Omul ăla cu pricina l-a chemat George și el a răspuns scurt, nu am nevoie, mulțumesc. Dar avocatul nostru i-a spus, poate nu înțelegi. E adevărat, eu lucrez cam cu $600 pe oră, dar îți ofer serviciile mele absolut gratis. George a replicat, mulțumesc, dar nu pot accepta. Avocatul a continuat, omule, te pricepi la drept, știi legile, știi procedeele de aici? Nu, nu le știu. Atunci ai pe altcineva? Nu. Și nu vrei ajutor ca să te apăr? De ce ești acuzat? Uite, s-a uitat în dosarul lui repede. Oh, ai furat din magazin. Da, am furat pâine, lapte și salam. Omul, i-a zis avocatul după ce s-a uitat nițel în dosar, eu pot să te scap destul de ușor, însă dacă nu știi ce să zici și ce să faci, aici o poți încurca rău de tot. Vrei să te ajut? Și omul nostru, George, a zis, nu, nu vreau. Avocatul atunci s-a decis să rămână în sală să vadă ce o să pățească George ăsta. Spunea el, căci de la el am auzit istoria asta, am învățat de la George în ziua aceea ce înseamnă să te împaci cu părâșul tău. Era și păstor și predicator și avocat și spunea el, niciodată nu am învățat lecția asta până am învățat-o de la omul ăsta simplu, de la George. Când i-a venit rândul lui George, judecătorul l-a întrebat, ești singur? N-ai avocat? Nu. Păi atunci, uite, să amânăm ca să-ți iei unul. Nu, a zis George, nu vreau avocat. Te aperi singur? Și el a zis, nu sunt sigur de cuvântul aperi, dar voi fi singur aici. Prima lecție, spune avocatul, când ai greșit, du-te pe o linie dreaptă. Iisus a zis, dacă fratele tău a greșit sau tu ai greșit față de el, du-te la fratele tău, du-te tu, nu trimite pe altul. Nu încerca să repari prin proxy, prin altul. Dacă ai ceva de mărturisit, du-te tu direct. Dacă cineva ți-a greșit ție, Biblia spune același lucru, du-te tu la el în persoană. Adevărul este că atunci când ai greșit față de cineva sau când altul ți-a făcut ție rău, ultimul lucru pe care îl vrei este să ai ceva de a face cu omul ăla. Nu vi s-a întâmplat niciodată să treci pe partea cealaltă a străzii când vezi pe unul cu care nu te înțelegi că vine tot pe acolo? Când vezi pe unul față de care te simți așa cu musca pe căciulă? Ce facem însă atunci când nu vrem să rezolvăm problema față în față, personal? Păi, de obicei încercăm să ignorăm problema. Mai gândim, da, n-am făcut mare lucru. Spunem, și ce alții n-au făcut la fel? Omul ăla despre care m-am vorbit eu, colegul meu de fotbal, spunea, cineva mi-a spart mie casa și eu am dreptul să sparg la altul casa. Altădată spunem, lasă, timpul rezolvă pe toate. Iacov din Biblie cam așa a făcut cu fratele său, cu Esau. După ce i-a furat dreptul de întâi născut și binecuvântarea părintelui, cumva s-a gândit, totul o să fie, până la urmă, se rezolvă cumva. Dar când a aflat că fratele lui are de gând să-l ucidă, atunci și-a dat seama, lucrurile nu se rezolvă. De-abia atunci a luat acțiunea. Și nu a luat acțiunea pe care trebuia să o ia, să meargă la fratele lui, ci a fugit. S-a gândit, scap de el nițel, după un timp îi va trece fratelui său ura sau amărăciunea. Cât o să fie fratele meu supărat pe mine pentru atâta lucru. O să-l ține ce o să-l ține și o să-i trec. Asta arată cât de naivi suntem în privința vinovăției și în privința amărăciunii. Timpul doar acoperă nițel, dar nu rezolvă nimic. La Iacov a trecut un an, 2, 3, 5, 10, 14 ani, mi se pare 21 de ani.
Apoi, după asta, Iacov se întorcea spre casă cu toată familia lui nouă și Esau venea spre el cu 400 de oameni înarmați. Când ignorăm problema, nimic nu se rezolvă. Și atunci ce facem? Dacă nu ignorăm, atunci încercăm cumva să includem pe alții în problema noastră, să ne luăm avocat, să ne luăm aliați. Cine este cu noi în conflictul ăsta? Cine este împotriva noastră? Să povestim altora că doar vom avea cumva aliați în privința conflictului. Să ne înțeleagă alții, pentru că noi nu vrem să mărturisim, nu vrem să iertăm sau nu vrem să cerem iertare. Ai auzit că omul ăsta, uite, i-am făcut așa și așa și uite-te ce ranchiună ține la el. Și să auzim și noi de la alții, da, ăsta așa este cu toată lumea. Ne facem partida noastră și celălalt face partida lui. Și ce a fost un conflict personal devine acum un război în toată regulă. Simți că ai nevoie de solidaritate, de simpatia altora, când nu vrei să te smerești singur să rezolvi față în față. Sau încercăm să rezolvăm asta prin proxy. Adică cumpărăm cumva simpatia celuia față de care am greșit. Îi trimitem pe alții. Îi spunem prin alții, știi, n-am făcut chiar așa bine, dar mie îmi place foarte tare de tine. Sau să facem ceva favoruri. De exemplu, un tată bețiv care și-a bătut nevasta și copiii aseară, a doua zi merge să cumpere flori sau o jucărie copilului. Nu merge să cadă în genunchi, să-și ceară iertare, să ceară împăcare. Cumva încearcă să amelioreze situația așa, fără ca el să apară umilit, fără smerenie. Iacov, din Scriptură, după 14 ani sau 21 de ani, când se întorcea, chiar după ce cu o seară înainte să se întâlnească cu fratele Esau, când Dumnezeu i-a promis că va rezolva conflictul, el totuși a trimis nu știu câte grupulețe înaintea lui, ba cu daruri, ba cu măguliri către fratele său. Nu învățase Iacov să stea față în față cu problema pe care el însuși a creat. Distanța cea mai scurtă între două puncte este linia dreaptă. Reconcilierea, împăcarea începe cu asta. Du-te singur la fratele tău, scrie în Matei 18. Tu, personal, direct, față în față. Asta este prima regulă a împăcării. Fă-o personal. Judecătorul, un pic mirat atunci, i-a zis lui George: bine, George, nu vrei avocat. Uite ce pot face pentru tine. Hai să nu judecăm astăzi cazul, că probabil că nu ești pregătit. Îl amânăm peste 3 luni și peste 3 luni chem aici și pe procuror și pe polițaiul ăla care te-a arestat în magazin, poate că vă înțelegeți la ceva și terminăm toate tărășenii astea cu pâinea și cu laptele. Ce zici? Era așa o ofertă de simpatie din partea judecătorului și George a răspuns: nu, prefer să rezolvăm toată problema astăzi și aici. Adică cum i-a zis judecătorul, vrei să faci astăzi aici fără avocat? Vrei să faci declarația de vinovăție sau nevinovăție acum? Da, zice George, acum. Spunea avocatul nostru, Magnuson, a doua lecție a reconcilierii am învățat-o de la George. A doua lecție a împăcării. Fă ce ai de făcut imediat, prompt. Nu amâna. Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință și la împăcare. Majoritatea oamenilor nu-L refuză pe Dumnezeu direct. Nu-i zic lui Dumnezeu, lasă-mă în pace. Nu vreau împăcare cu Dumnezeu, nu mă interesează. Majoritatea amână. Am să mă gândesc mai târziu. Pavel, apostolul Pavel, a chemat la pocăință pe unii care erau suspuși. Și a primit răspunsul ăsta: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Așa s-a gândit și Iacov. Să amâni, poate se vor rezolva lucrurile singuri. Nu ne dăm seama de adevărata prioritate a reconcilierii, a mărturisirii, a împăcării, a iertării. Una din cele mai mari greșeli pe care părinții le fac este să amâne o discuție dificilă, câteodată o pedeapsă sau o împăcare cu copiii care au greșit sau față de care au greșit.
Cunosc o familie unde regula era asta. Tatăl își notea toate prostiile făcute de copii peste săptămână într-un carnețel. Și vineri seara venea seara judecății. Toți copiii erau pedepsiți pentru toate. Și din asta a ieșit o absolută catastrofă în familia aceea. Sâmbăta, imediat după vineri, copiii începeau să-și facă de cap. Pentru un copil, până vinerea viitoare este ca o veșnicie. Îi se părea că niciodată n-are să vină vinerea viitoare, așa că de sâmbătă începeau să-și facă de cap. Vinerea părea așa de departe. Dar când se apropia miercuri, joi, deveneau absolut terorizați de ceea ce îi aștepta. Dumnezeu nu face așa. E adevărat, Dumnezeu ne amenință cu o judecată finală, unde toți vom da socoteala de tot ce am făcut. Dar El ne dă consecințe zilnice, și bune și rele, la faptele pe care le facem. Ne dă îndrumări zilnice, ne vorbește conștiinței noastre zilnic. Iisus ne spune, chiar dacă vii să te închini, lasă darul la altar, du-te acum, împacă-te azi cu fratele tău. Există un principiu al împăcării, cu cât este mai târziu, cu atât ai de plătit mai mult. Un soț care își tratează soția ca pe un gunoi, evită să repare. Cu cât evită mai mult, cu atât împăcarea este mai grea. Un om care cade în viciu, în păcat, cu cât evită mai mult să renunțe, cu atât îi vine mai greu să scape de păcatul ăla. Iisus ne spune, împacă-te cu pârâșul tău repede, câtă vreme ești pe drum cu el, dacă am mâini. Vei ajunge până la urmă la judecată. Și dacă mai am mâini, vei ajunge la închisoare. Și acolo vei sta până vei plăti ultimul bănuț. A doua lecție a împăcării cu oamenii, lecția eliberării de vinovăție, este asta. Învață să nu amâi. Împacă-te prompt. Când Duhul lui Dumnezeu te presează să cauți împăcare, nu amâna, nu justifica, nu pune în calendar. Pentru că alminterea, Duhul acela de împăcare pleacă de la tine și mâine nu vei mai simți ce simți azi. Ridică-te și du-te. Dumnezeu te va învăța ce să spui și cum să spui. Acum, judecătorul, văzând că George vrea să fie judecat prompt, i-a zis, bine, George, cum vrei să pledezi? Pledezi vinovat, nevinovat sau vinovat cu explicații? Ca să-ți dau un sfat, că văd că n-ai avocat, majoritatea oamenilor care se simt vinovați pledă vinovat cu explicații. Care este alegerea ta? Și George a răspuns, vinovat. George, dacă vrei, poți să dai explicații. Nu, a spus George, nu doresc să dau nicio explicație, sunt absolut vinovat, am furat, nu am nicio scuză. Judecătorul, puțin încurcat așa de naivitatea acestui om sărac, fără avocat și de bună seamă fără experiență într-o curte de judecată, a luat dosarul în mână, l-a răsfoit câteva minute. George, spune judecătorul, văd aici că ai lucrat toată viața la fabrică. Da. Văd că secția ta s-a închis și ți-ai pierdut slujba. Da, e adevărat. Scrie aici că soția ta nu lucrează și este acasă cu 5 copii. Da. Scrie că ajutorul de șomaj a expirat acum 2 luni. Adevărat? Da. Scrie că ai furat pâine și salam și lapte. Da. Ai făcut să strănești familia? George s-a gândit nițel și a răspuns, domnule judecător, dacă vreți scuze și explicații, pot da scuze aici până stăm până mâine dimineață. Pot să mă scuz, să arăt tot felul de circumstanțe atenuante, dar asta nu rezolvă nimic. Eu nu am fost crescut așa, am fost învățat spre bine. Am avut părinți buni, soție bună, învățători buni. Nu există scuză pentru ce am făcut. Nu pot să mă gândesc la scuze. Merit să fiu pedepsit. Am făcut rușinei familiei mele, mie și lui Dumnezeu. Am furat. Atât. Spunea avocatul nostru, ascultând pe bancă. Stând acolo pe bancă, acel om simplu, George, m-a învățat a treia regulă a împăcării. Dacă vrei să te împaci, fă-o perfect, total, complet. Nu pe jumătate, nu pe 3/4, complet. Încerc să fac pe bătrânul nostru din biserică,
care are așa un conflict de ani și ani și ani de zile cu fata lui, încerc să-l fac să-și ceară iertare de la fata lui pentru chinul pe care l-a pricinuit soției, să-l trimit să se împace. Mă întreabă, dar cât să-mi cer iertare? Pentru care din toate astea? Dar să-i spun și ce a făcut ea mie. Dar să vadă și ea prin ce am trecut eu. Dar cum de-am ajuns să fac așa și ce viață grea am avut? Și adevărat, toate astea sunt adevărate. Dar toate ceva din care va face din mărturisirea lui așa o ciorbă rece, un amestec care nu vindecă pe nimeni, nici pe el, nici pe fata lui. Este așa dificil să ne mărturisim greșelile fără să amestecăm alte lucruri în mărturisirea noastră. În Proverbe este scris, mărturisește-ți greșeala, dar nu da pe față taina altuia. Adică nu amesteca greșelile altora cu cele pe care tu le-ai de spus. Tot astfel când venim înaintea lui Dumnezeu, nu îi spune mizilicuri, ci adu înaintea lui greșelile care dor, păcatele care te-au distrus pe tine, pe alții. Cum ceri împăcare în mod perfect? Așa cum a făcut-o George. Împăcare perfectă înseamnă împăcare cu toată inima și fără ocolișuri, fără să minimalizezi nimic, fără dacă, fără poate, fără probabil. Mă simt așa cum mușca păcăciulă față de un om, să zicem, căruia i-am greșit. În sfârșit, când nu mă mai pot ascunde de el, îi spun, dacă ți-am greșit cu ceva, am și îmi pare rău. Sau îi spun, poate că nu am fost prea atent când am vorbit cu tine, îmi pare rău. Probabil că am făcut ceva care te-a rănit. Poate, probabil, dacă. Asta ce îi spune lui? Nu cred cu adevărat că ți-am greșit cu nimic, dar se pare că tu crezi. Așa că dacă este ceva, îmi pare rău. Împăcare perfectă înseamnă mărturisire completă. În general, suntem gata să mărturisim greșeli mici, nu pe cele mari și grele. Soțul care și-a înșelat soția este gata să mărturisească că s-a purtat cu ea nepoliticos, că nu i-a deschis ușa la mașină, că mai zbiară acasă, că nu aduce flori. Când este însă prins, e gata să mărturisească că a făcut numai asta și asta, dar nu cealaltă, că n-a fost chiar așa de grav. Nu căpătăm libertate de conștiință dacă mărturisirea nu este cum se cuvine să fie. Vrei pace de la Dumnezeu? Caută împăcare cu Dumnezeu în mod complet. Nu-i arunca praf în ochi. Vrei pace de la oameni? Fă la fel. Cauți împăcare cu vrăjmașii tăi? Caută un mod complet. Nu le arunca praf în ochi. George a spus, am furat și salam, și pâine, și lapte. Cele mai mari dureri sufletești pe care eu le am în viață au venit dintr-o pocăință parțială. Pocăință parțială vine cu eliberare parțială, ceea ce înseamnă robie parțială. Adică imposibilitatea de a fi fierbinte pentru Dumnezeu. Nu ești nici rece, nici gheață nu vreau să fiu. Și așa nici fierbinte nu pot cu eliberare de asta parțială. Ajung căldicel. Nici foarte rău, nici așa sfânt cum aș vrea să fiu. Nici vitriolic, dar nici neprihănit. Nici demon, dar nici înger. Așa, căldicel. Împăcare perfect înseamnă împăcare fără scuze. Nu aveam ce mânca. De ce m-a dat afară din serviciu după 25 de ani? Cum se face că nevasta nu vrea să lucreze și copiii nu contribuie? Dar de ce m-a arestat tocmai pe mine în magazin? La magazinul și așa arunca atâta mâncare. Și ce mare lucru am furat? Scuze după scuze. George a refuzat capcana asta. Împăcare înseamnă recunoaștere fără blamare, chiar dacă ai avea motive. George ăsta ne învață cum te împaci cu Dumnezeu și cum te împaci cu oamenii, direct, față în față, fără aliați, fără război mondial. Apoi prompt, fără amânare. Apoi perfect, fără amestec, fără scuze și complet, total. Avocatul care ne-a spus istoria asta ne zicea, am stat pe bancă și m-am îngrozit. Mi-am dat seama că George s-a pus în cea mai dificilă situație, era pierdut. Eu aș fi putut să-l scap așa doar cu o mustrare, poate câteva luni de serviciu civil. Dar acum judecătorul nu are nicio bază pentru care să nu-l condamne cât îl lasă legea. Ăsta a rămas fără niciun scut în fața legii, e gol, goluț. Am să stau, spune avocatul, să văd ce se va întâmpla cu el. Și judecătorul a zis, ei bine, George, atunci nu mai rămâne decât să pronunț sentință.
Uite, George, pentru așa ofensă ce ai făcut pentru furt în magazin, pedeapsa maximă a legii este 90 de zile în închisoare și $1,000 amendă. Văd totuși câteva circumstanțe atenuante, chiar dacă tu nu le arăți. Ce am să fac, sentința spune, am să te condamn, George, am să te condamn la... Și s-a oprit un minut, două, spunea avocatul nostru, așa ceva nu mai văzusem în toată cariera mea. George a zis judecătorul, știu că trebuie să te condamn, dar nu pot. Nu pot oricât aș vrea. Se pare că te-ai pedepsit singur. Așa o mărturisire eu nu am văzut în cariera mea de judecător de 30 de ani. Uite ce am să fac, George. Am să pun cazul tău deoparte. În mod automat, dacă nu se mai întâmplă nimic timp de 12 luni, cazul va fi eliminat. Nu vei avea nimic în istoria ta, nu s-a întâmplat niciodată nimic, totul este șters ca și cum nu a fost. Dacă în 12 luni istoria se repetă, pedeapsa va fi dublă. Dar am senzația că niciodată nu se va întâmpla asta cu dumneata. Totul este șters ca și cum nu a fost. Poți pleca, ești liber, ești mai liber decât am văzut pe cineva vreodată. Și Roger Magnuson, avocatul acela renumit, ne-a spus, în seara aceea Dumnezeu mi-a dat o lecție pe care nicio școală de drept nu putea să mi-o dea, pe care nu învățasem la nicio școală de teologie. Am învățat ce înseamnă împăcare cu Dumnezeu și împăcare cu omul. Scriptura ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept. Vai de noi, spunem, dacă este drept, ne va distruge pentru păcatele noastre. Dar Scriptura spune, este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Psalmul spune, dreptatea și pacea se sărută. Adevărul și mila se întâlnesc. Se întâlnesc și se sărută într-un singur loc, în locul împăcării, acolo unde Golgota se întâlnește cu mărturisirea noastră. Acolo suntem iertați și nu doar iertați, suntem curățiți de orice vină. Nu am făcut nimic. Ca George. Asta este porunca lui Hristos, aici ne împinge ea. O ușă ca asta ne-o deschide Dumnezeu. Du-te și împacă-te cu pârâșul tău câtă vreme ești pe drum cu el. Fie că pârâșul este legea lui Dumnezeu, fie că pârâșul este soțul tău sau copilul tău, fratele din biserică, tatăl tău. Du-te și împacă-te. Apoi să vezi ce va urma. Vei veni și îți vei aduce darul la altar, dar vei aduce înaintea unui Dumnezeu care zâmbește, care te îmbrățișează și care te curăță. Putem să luăm o lecție de la Iisus și putem să luăm o lecție de la George. Dacă vrei împăcare, cere direct și personal. Dacă vrei împăcare, cere prompt, fără amânare. Dacă vrei împăcare, caută complet, fără rezerve și fără mândrie. Prietenul meu de familie, care era certat cu vecinul, m-a sunat acum câteva săptămâni și mi-a zis, avem o întâlnire la un fel de curte neoficială în care ei vor să facă un fel de împăcare între noi, între mine și vecinul, și am nevoie de tine să fii acolo pentru mine. Și m-am dus acolo. Și a ieșit o discuție de 2 ore în care unul spunea ce a făcut ăla, altul spunea ce a făcut celălalt. Și la urmă s-a făcut o împăcare și s-a făcut o împăcare și pe înscris și prietenul meu a zis că trebuie să-și mute gardul un pic mai în spate, că de supărare față de vecinul a făcut un gard enorm și l-a făcut în afara legii și cumva așa mai bine, mai puțin bine s-a împăcat. Și am plecat acasă cumva liniștiți și am plecat acasă gândindu-mă prietenii mei în vârstă vor dormi mai liniștiți. Și după 2 duminici la biserică i-am întrebat cum mai este cu decizia care s-a făcut. Și deodată s-a crispat și mi-a zis, eu nu vreau să fac nimic, eu n-am să schimb gardul, eu n-am să fac... N-am zis, dar parcă am semnat noi acolo cum să facem împăcare. Dar eu nu pot să fac asta, să dărâme și el gardul, să facă și el alt lucru, nu știu ce să facă. Și mă întreb, cum o mai fi cu prietenii mei cei în vârstă? Își vor găsi oare liniștea? Își vor găsi oare puterea să doarmă noaptea? Sau un gard decât
de un metru sau doi. Îi va priva și de liniște, și de împăcare, și de somn, și de sănătate. Își va găsi oare, prietenul meu bun, liniștea? Dumnezeu ne spune nouă, împacă-te de grabă cu cel care poate să fie părâșul tău, să n-ajungi cumva într-un loc unde să nu-ți placă să ajungi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.